Conform mesajul.ro, un bărbat din Târgu Jiu, șofer începător, după cum se poate observa din imagine, a avut parte de o surpriză de zile mari luni dimineață. A găsit un bilețel în parbriz care însă nu are legătură cu modul în care a parcat mașina. M-ai lăsat gravidă, este băiețel, nu mi-a venit. Este scris cu creioane colorate pe foaia de hârtie lipită pe parbrizul mașinii. Bilețel semnat cu o inimioară roșie. Se pare că bărbatul nu era începător doar în ale șofatului. Deocamdată nu se știe dacă mesajul este adevărat sau este vorba de o glumă între prieteni, spune presa locală, relatează mesajul.ro. Internauții nu au întârziat să reacționeze la postare. Glume de prost gust pot produce scandaluri în familie. Ar trebui să fie prinși acești răufăcători și pedepsiți. De unde știe că este băiețel? Este clar o glumă făcută între prieteni. Hopa, o să avem un nepoțel. Asta denotă că este începător în mai multe branșe. Sunt doar câteva dintre comentarii.